Veți asculta un mesaj prezentat de Iosif Anca. Spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 7, despre această luptă care trebuie simțită și trebuie dată și dusă, 7:22-23, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotrivă. Deci înăuntru nostru există o luptă. Noi, ca și oameni, măcar că suntem la un metru și înălțime, sub 100 de kilograme, ar fi ceva puțin, dar omul este o imensitate concentrată. Un calculator ne ajută puțin să înțelegem ce este omul. Se spune că un calculator de dimensiuni normale să fi fost conceput nu mai mult decât acum 50 de ani. Să aibă înglobat tot ce are un calculator acum, ar fi trebuit să aibă dimensiunile Parisului. Dar datorită dezvoltării științei și tehnici, oamenii au concentrat o sumedenie de date, de informații și de inteligență. Omul este o astfel de imensitate concentrată. Dacă omul, cu toate vasele lui de sânge, cu toată extensia memoriei sale, s-ar putea dilata, păi suntem un univers. Însă un univers în miniatură. Am amintit această mărime a omului ca să înțelegem că frontul acesta de luptă are unde se da. Uitați ce spune același Pavel sau cine a scris către evrei epistolă, capitolul 4, versetul 12, despre om puțin. Cuvântul pătrunde în noi și spune, desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, simțirile, gândurile inimii. Vedeți câte compartimente avem? Suntem foarte vaști. Și înăuntru nostru se dă această luptă. Să privim mai întâi la câteva aspecte acelei lupte, după care vom lua de asemenea câteva exemple. În lupta aceasta înăuntru nostru sunt acțiuni care se manifestă prin firea noastră, prin carnea noastră păcătoasă, acțiuni ale diavolului, ale răului și acțiuni prin Duhul lui Dumnezeu, acțiuni ale Duhului. Vreau să ne uităm și la unele și la altele. Întorcându-ne la Roman, capitolul 7, spune în versetul 18, știu, deci trebuie să cunoaștem, în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Să avem convingerea asta că în firea noastră pământească se pot manifesta fel și fel de lucruri rele și nimic bun. Să ne așteptăm ca prin firea noastră pământească să acționeze diavolul cu fel și fel de forțe. Trebuie să știm lucrul acesta. Că dacă socotim că nu se poate întâmpla în noi nimic, pericolul este mult mai mare. Și vreau să privim la trei aspecte acestor acțiuni ale răului în firea noastră pământească. Rămânând aici, citim versetul 14. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului, robia păcatului. Întorcând două foaie în urmă, 6:12. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor. Deci păcatul domnea în trupul nostru muritor și noi eram robi. Versetul 14. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Deci câtă vreme omul nu este sub harul lui Dumnezeu, nu este răscumpărat, salvat, este normal să se manifeste în el fel și fel de forțe, pentru că este rob. Și un rob se poate aștepta oricând să primească ordine, să fie supus la fel și fel de munci și de alte canoane. Terenul nostru interior era sub dominația păcatului, a morții și a lui Satan. De la Adam încoace. Și atunci Satan își permitea oricând să vină să aducă trupe, să manifeste fel și fel de ostilități pe terenul nostru. Era nostru, dar nu ne puteam opune că eram robi. O altă formă a acțiunilor în firea noastră sunt datorate poftelor care sunt în carne. Scrie în Iacov, capitolul 4, astea se pot manifesta uneori chiar după ce am scăpat de robie. Poftele noastre încă funcționează. Numai că trebuiesc înfrânate, răstignite. Iacov 4:1. De unde vin luptele? Nu vin oare din poftele voastre, care se luptă în mădularele voastre? Satana
spune același Iacov și vă amintiți de la ispită, 1:14, și fiecare este ispitit când este tras de pofta lui. Deci ispita diavolului face ușor priză la poftele noastre. Și omul este foarte vulnerabil datorită poftelor. Poate fi ispitit cineva să ia, dacă nu altceva, mâncare dintr-o cantină, dacă nu-l vede cineva, sau să furi altceva, sau să se privească datorită poftei ochiului. Și Satana imediat l-a străpuns cu o săgeată. Știți, Samson la pofta ochilor a fost vulnerabil și efectiv, chiar fizic, a ajuns Satana să-l lovească în ochi. În Proverbe citim două versete despre omul care nu se poate stăpâni, nu-și poate stăpâni poftele. Foarte ușor este învins. 25:28. Omul care nu este stăpân pe sine, adică pe poftele sale, pe trupul său, este ca o cetate surpată și fără ziduri. Și o cetate fără ziduri intră inamicul când vrea. Tot în Proverbe 16:32, partea a doua. Cine este stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Deci, să avem o autoritate dumnezeiască și să ne luptăm, punând ziduri în jurul nostru și păstrând paza la porți, ca să nu fim așa ca și cum ai merge pe un câmp liber. Și orice poftă și orice ispită să aibă acces liber la noi. Că atunci vom fi înfrânși la fiecare pas. Și o a treia acțiune a diavolului în firea noastră sunt acțiuni directe ale diavolului. Citim în 1 Petru capitolul 5, versetul 8. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale. Deci este zid, dar dă târcoale se vadă pe unde ar fi vreo intrare. Răgnește și caută pe cine să înghită. Deci diavolul dă târcoale în jurul nostru. Și Domnul Iisus ne lămurea ceva în Evanghelia după Luca, în capitolul 11, de la versetul 24. Spuneam că noi am fost robi, oricare dintre noi. Și Satana își permitea să intre când vroia în cetatea noastră. Își permitea prin pofte. După ce am fost scoși din robie și înfrânăm poftele, el mai răgnește numai în jur. Și mai face ceva, spune aici, de la versetul 24. Duhul necurat, când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă. Fiindcă nu o găsește, zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine, o găsește măturată, dacă o găsește așa, și împodobită, atunci se duce, mai ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, și dacă sunt mai rele și mai tari, intră împreună în casă, se așează în ea și stare de pe urma omului ajunge mai rea decât cea din tâi. Deci una este să răgnească diavolul pe afară și alta, ceea ce vrea el, să se așeze în casă. Și se poate așeza doar la nivelul gândirii, iar a unii se poate așeza în tot trupul și să-i chinuie și să-și bate joc de ei în toate felurile. Să te uiți la ei și să se pară că omul este întreg, dar dacă ai vedea înăuntru cum îl chinuie și îl torpilează Satana, te-ai mira. Unii n-au odihnă ziua, alții n-au odihnă noaptea, sunt chinuiți de Satan și alții sunt chinuiți cu zi cu noapte. Astea sunt acțiunile lui și nu este ușoară lupta aceasta înăuntru. Este cea mai grea. Să privim acum la acțiunile Duhului. Forța care poate să-l învingă și să-l elimine. Mai întâi trebuie să ținem cont, citim în Romani capitolul 8, de acele îndemnuri și călăuzire permanentă a lui Dumnezeu prin Duhul. Asta și cei care vor să fie eliberați, cât și oricare din ceilalți care sunt liberi. Nu se poate trăi libertatea, spune aici, după ce ați fost robii păcatului, Hristos v-a eliberat, dar ați devenit din oficiu robii neprihănirii. Că dacă n-aparține cetatea noastră, dacă ar fi să simbolizăm viața noastră printr-o cetate de reședința lui Dumnezeu, de unul singur așa rezistăm în pustie, de ce țărișoarele astea mici fiecare se trage către un bloc militar? Să aibă un sprijin mai puternic. Așa și noi. De unul singur nu rezistăm, ne dăm către Dumnezeu. Deci din oficiu, când ne-am retras de la Satana, intrăm în robia aceasta, în ghilimele, a lui Dumnezeu. Spune 8:1. Acum, dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu mai trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. De acum, la El este comanda. Doar în ideea asta ne poate da biruință. Dacă lăsăm să conducă Dumnezeu războiul, ostilitățile. Spune același Pavel în Galateni, capitolul 5, versetul 25. Dacă trăim prin Duhul, adică
admitem că am fost născuți din nou și avem viață din Dumnezeu, să și umblăm prin Duhul. Deci activitățile să fie derulate după o călăuzire a Duhului. Și cred că sunt două aspecte prin care Dumnezeu conduce lupta aceasta spirituală în noi. În primul rând, la nivel informațional, adică ne înștiințează de tot ce vrea Satana să facă. Și în al doilea rând, la nivelul manifestării puterii. Așa este normal într-un război. Să știi unde să ataci, să știi pe cine să ataci, să știi cine ți este inamicul și să ai putere să-l învingi. Să privim cum Dumnezeu conduce aceste informații prin Duhul Sfânt. Citim în 1 Timotei, capitolul 1, unde Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei o poruncă pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, pentru ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Deci a avut prorocii să se lupte. Eu cred că a fost precizat cum să se lupte și ce să facă. A avut profeții despre acel lupt. Prin profeții sau prin alte metode și mijloace Dumnezeu de înștiințare ne se spune cum să ne luptăm. Apoi spune Pavel și despre sine, fapte 20, și i-a spus lui Timotei, mai întâi trăise el, de la versetul 22 la 24. Ce și acum, iată că împins de Duhul mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. El știa că l-așteaptă un front, dar nu știa exact ce și cum. Și adaugă, numai Duhul Sfânt mă înștiințează cu un preaviz, din cetate în cetate, că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar el zice, eu sunt gata să mă arunc în luptă. Nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scump. Adică să nu mă duc pe front. Și vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Să amintim un caz din Vechiul Testament, deschideți la a doua carte a împăraților, un caz cunoscut, dar care ne ajută mult să înțelegem lucrarea aceasta lui Dumnezeu. Cum în luptă Dumnezeu ne informează. Amintiți-vă de sirieni și de sistemul de securitate a Israelului, de informații. Spune 2 împărați 6 cu 8. Împăratul Siriei era război cu Israel. Și într-un sfat pe care l-a ținut slujitorii să-i a zis, tabăra mea va fi în cutare loc. În mod sigur, și Satan face planuri și spune, tabăra mea va ataca în cutare loc. Mi-amintesc o situație care spuneau niște frați proroci, cum niște duhuri specifice atacaseră o biserică și la rugăciuni intensă, la luptă prelungită, la un asediu, acele duhuri au trebuit să cedeze. Dar prin Duhul au fost auzite cum au spus, mergem și ne mutăm în cutare localitate. Și acolo oamenii au luptat și după câteva luni, exact ce vruseseră să facă aici, au destrămat sau și-au dărâmat dincolo, altă cetate. Așa spunea acesta la sirieni, tabăra mea va fi în cutare loc. Dar omul lui Dumnezeu a trebuit să spună împăratului Israel, ferește-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunși sirienii. Duhurile se ascund mai tare decât oamenii, că oamenii trebuie să ascundă, puțin să mascheze, să nu se vadă, dar duhurile nu se văd. Stau ascunși. Și împăratul lui Israel a trimis niște oameni să stea la pândă spre locul pe care spusese și despre care îl știțase omul lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu odată, nici de două ori, deci de mai multe ori. Împăratul Siriei i s-a turburat inima, a chemat pe slujitorii săi și le-a zis, nu voi să-mi spuneți care din noi este pentru împăratul lui Israel? Să știți că dintre Satana nu-i nimeni pentru împăratul nostru. Că Satana nu scoate afară pe Satana și nu se dezbină. Deci nu trebuie să-și facă Satana probleme de genul ăsta care îl trădează. Nu îl trădează niciunul dintre lui. Unul din slujitorii s-a răspuns, nimeni împărate, domnul meu. Dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului Israel cuvintele pe care le rostești în odaia ta de culcare. Și știți ce atitudine au luat ei? Duce-vi și îl prindeți pe el. De aceea e mare luptă împotriva celor care au mesaje din partea lui Dumnezeu. Că în bătălie, informația joacă un mare preț. După ce știm informația, rămâne numai să dislocăm forțele necesare și să aibă loc lupta propriu-zisă. Citim despre aceasta Noul Testament, în 2 Corinteni, capitolul 10, despre forțele acestea spirituale care trebuiesc să lupte în interiorul nostru, spune 2 Corinteni 10 cu 3, măcar că trăim în firea pământească. Și aici, Satana lovește și izbește. Totuși, nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, avem comânduirea sus, căci armele care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu. Deci fortificări de sus, ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Deci ne luptăm ca înăuntru nostru nici la nivelul minții
și nicăieri în trup, căci trupul nostru este templul Duhului Sfânt, n-are loc nicăieri în templu să se instaleze vreo forță străină. Dumnezeu, pentru templul său, are garda sa și ne învrednicește, ne autorizează cu putere la aceasta. Citim și în 1 Petru, capitolul 5, versete următor de acolo de unde am citit că satana răgnește și dă târcoale pe lângă templu să vadă pe unde ar putea intra. Că știți că el vrea să intre în templul lui Dumnezeu și să dea drept Dumnezeu. Asta e și la nivel mondial, general, dar și la nivel individual. Că satana n-ar avea nicio autoritate să intre aici dacă nu intră în noi. 1 Petru 5,9. Împotriviți-vă lui tare în credință. Și acum amintiți-vă de toate armele câte am spus. Cu neprihănire, că cedează la neprihănire. Credință, acel scut, brâu adevărului, să n-aibă să spună nimic rău de noi, spune Pavel. Știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi, și alții au bătălii. Noi avem în cetatea noastră, alții în cetatea lor. Eu în sufletul meu, dumitale între dumitale. Dumnezeul oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, deci Dumnezeu vrea să ne fortifice, vă va da putere și vă va face neclintiți. Nici nu trebuie să ne mișcăm. Dumnezeu vrea să lase această putere în noi. Era recent un mesaj pentru un frate. Dumnezeu dă putere la oamenii curajoși, la care vrea să fugă decisii de a putere, să poată fugi mai bine. Dumnezeu dă putere la cel care se avântă în luptă, la cel care vrea să meargă înainte și să stea în picioare. Și un alt verset, Iacov 4:7, în același ton. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, centrul lui, statul lui major, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Acum, rămâne că fuge de frică, sau fuge că e grăbit, care puțină vreme să încerce la altul. Dar fuge. Nu mai are putere să reziste. Și acum vreau să privim la 3 atitudini ale credinciosului în luptă. Atitudini care în plan individual vreau să ținem cont de ele. Atât de mulți oameni sunt deprimați și doboruși și spun, nu mai pot lupta. M-a lovit satana cu o ispită. Nu mai pot să fac slujbă, nu mai pot să fac cine, nu mai am putere să acționez înainte, nu mai pot să mă lupt în familie, nu mai pot să mă rog. M-a lovit. Eu știu că lovește. Dar Dumnezeu vrea să fim biruitori. 3 sfaturi. În primul rând, ferește-te de poftele trupului. Ferește-te de poftele trupului, că aici e cea mai mare putere a lui de a acționa. 1 Petru 2,11. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Deci satana vine din afară. Și dacă noi lăsăm să folosească poftele noastre, îi dăm noi soldați dinăuntru. Eu numai le dăm muniții și ne bat soldații noștri. De aceea, cine în Hristos și-a răstignit firea, că altfel te bat ochii tăi și poftele tale. Nu mai trebuie să te învingă diavolul direct. Te bate prin pofte. Și cei mai mulți învinși sunt învinși sub forma aceasta. Ferește-te de pofte. Ține trupul în frâu, cât mai puțin și cât mai la respect. Știți cum făceau evreii în Vechiul Testament când veneau dușmanii? Și când fundau șogoarele cu pietri și fântânile. Să nu găsească nici recoltă, nici apă. Nu-i dați la satana front deschis în trupul dumneavoastră. Lăsați-l și când vrea să acționeze soldații noștri, să fie așa de slabi, de să nu poată să ne învingă. Un alt verset, Iacov 4:1, de unde vin luptele? Din poftele care se luptă în mădularele voastre. Și lupta, am dat doar 2 mărturii, este puternică prin pofte. Să ne ferim de ele, că suntem scutiți de un front foarte mare a războiului. Un alt gând, un alt principiu în luptă, luptă-te până la sânge. Evrei 12, de la versetul 3. Uitați-vă dar culoarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor, adică la Iisus, o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Adică să spună omul, mai bine mor, mai bine mi se scurge sângele, ca Domnului s-a scurs pentru păcatul meu, mai bine să curgă odată a meu, că numai odată curge, decât să mai curgă Domnului a doua oră, că nu mai curge a doua oră. Dar omul nu pune problema până acolo.
să te lupți până la sânge. Și o altă dovadă, Apocalips 12. Și atunci ne mirăm de unde și până unde atâta oameni înfrânți. De ce? Zi de zi spunem noi, nu se poate să nu greșim în fiecare zi. 12 și 15. Ei l-au biruit. Dar cine au fost ăștia? Arhanghel? Ei l-au biruit sus, în versetul 7, dar ăștia din versetul 12, 11 suntem noi. Ei l-au biruit prin sângele mielului, dar nu-i destul asta. Asta face valoarea majoritară. Dar, prin cuvântul mărturisirilor, ce spuneam noi, cu rugăciunea, și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Dacă nu mergi până la moarte, nu câștigi bătălia. Dar când pui problema, mor dacă este cazul, dar nu cedau cetatea asta, atunci să știi că în cetatea aia mori și rămâne drapelul lui Dumnezeu. Că după ce mori, spus Domnul Iisus că nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aia nu mai pot face. De satana, dacă te omoară, dar tu ești în cetatea ta, drapelul rămâne sus, că el trebuie să pleci. Că într-o cetate moartă nu stă, mai bine să rămână cetatea goală, că acolo nu intră satana, că după ce murim nu mai intră noi. Decât să rămânem, să rămână cetatea în viață, dar să fluture steagul de învânz și să fluture steagul satanei. Și un al treilea principiu, luptă-te după rânduieli. Nu te lupta de capul tău și după propriile principii. Chiar dacă ideile spar bune, Dumnezeu cunoaște adevăratul mers al lucrurilor spirituale. Nu noi știm cum să ne batem. Dumnezeu ne învață războiul. Dumnezeu conduce războiul de mii de ani. Noi ne luptăm de 2-3 ani și ne se pare că noi știm principiile de război și de acțiune. Nu le știm. Războiul are legile lui și trebuie învățat. Și astea sunt în Biblie. Uitați ce spune 2 Timotei 2,5. Și cine se luptă, chiar în sport, spune aici, nu este încurunat dacă nu se luptă după rânduieli. Deci lupta presupune o acționare conform rânduielii, conform legii. Și adăugăm din cartea Apocalipsei, capitolul 19, versetul 11, unde este scris despre marele nostru biruitor, Iisus Hristos. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios, cel adevărat. El judecă și se luptă cu dreptate. Deci după o lege, după un drept anume. Deci să te lupți cu dreptate. Și în ce privește lupta după rânduieli, noi tot ce am amintit până acum în lecțiile precedente au fost rânduieli. Luptă-te cu brâul adevărului, luptă-te cu platoșa neprihănirii, cu coiful nădejdii, cu scutul credinței, luptă-te cu sabia în mână și luptă-te puternică rugăciunea. Astea sunt rânduiele, nu sunt alte rânduiele. Numai ce-i scris în Biblie. Când a vorbit de luptă, ne-a prezentat rânduiala, echipamentul și modul de folosire a tuturor uneltelor și armelor pentru luptă. Rețineți aceste trei aspecte principale. Ferește-te de pofte, că duci războiul mai ușor. Dacă te lași la pofte, ai front de jur împrejur, nu mai birui. În al doilea rând, luptă-te până la sânge și birui. Și în al treilea rând, luptă-te echipat și după rânduieli. Că în felul acesta vom avea izbândă. Rezultate ale luptei, amintesc două. Asta pentru cei care biruie. Înfrângerea, nici nu vreau să o luăm în calcul. Două am notat. Mai întâi suferințe și apoi biruința momentană și cea finală. Cât privește suferințele, spune în Apocalips 2:10, nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi și ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Puțin în urmă, Evrei 10:32. Aduceți-vă aminte de alte bătălii, de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Suferința se înregistrează pe câmpul de luptă. Puțin mai în urmă, Filipeni 1:29, spune Pavel, adresându-se luptătorilor din Filip, din Europa, asta e valabil și pentru noi, căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El și să și duceți cum și faceți aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care ați auzit că o duc și acum. În luptă se pătimește, oamenii ajung cu răni, oamenii n-au mâncare ce le trebuie, n-au condiții ca și acasă. Lupta presupune suferințe. Dacă ar fi să ne luptăm așa la computer, din fotoliu,
Ar fi simplu, dar lupta presupune un front deschis care se lasă cu suferințe. Și încă un singur cuvânt, 2 Corinteni 11:27, tot un fel de suferințe, totuși le putem numi și altfel. Lângă suferințe sunt osteneli. Spune aici, în osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame, în sete, în posturi, frig, lipsă de îmbrăcăminte. Deci lupta ne ostenește, dar Biblia spune să nu cădeți de oboseală, am citit în Evrei 12:3. Și chiar dacă sunt suferințe, în final, pentru noi va fi păstrată biruința. Și citim aceasta în Romani 8:37. Totuși, în toate aceste lucruri, măcar că ne ostenim, măcar că suferim, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Numele Lui fie binecuvântat! Nu ești în vis cât timp credința, nu ți-ai schimbat și nu ți-ai stins credința ea. Te ridică, poți fi căzut, dar nu învins. Nu ești în frânt cât ai năvește, și țelul ei rămâne sfânt. Nădejdea iarăși te-ntărește, fi trântit, dar împrânt. Nu ești robit cât ai iubirea curată și de neclintit. Iubirea ea dar nu-ți dropit. Nu ești departe până Duhul și rugăciunile nu treci. Mâinele ești mereu aproape, dar fără Apocalipsa 15:2 este scris ceva frumos pentru biruitori și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii.
din cea mai crâncenă luptă, biruitorii fiarei. Dumnezeu să fie cu noi ca să fim biruitori. Vreau să privim acum la câteva exemple. Deschideți la cartea Genesei, capitolul 4. Pentru ce te-ai mâniat, zice Domnul, și pentru ce ți s-a posomorât fața? Avea lupte înăuntru. Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește. Exact cum am spus, Satana stă să cum poate intra în cetate. Dorința lui se ține după tine, poftele, să vadă cu ce te-ar putea atrage. Dorința lui se ține după tine și Satana nu te lasă în pace. Dar tu să-l stăpânești. Dumnezeu când l-a creat pe om și l-a pus pe pământ, i-a dat stăpânire. Omul a pierdut stăpânirea, dar prin Hristos avem din nou stăpânire. Și am citit în Romani 8, nu mai suntem datori să fim rob păcatului. Adică să nu mai ascultăm de poftele lui, că în fond, ascultând de pofte, ascultă de Satana. De acum putem să-i spunem, înapoi a mea Satano, că în față Iisus. Dar până nu era Iisus în față, aveai curajul să-i spui la Satana, înapoi a mea? Îi spunea el, înapoi a mea. Și te racordai ca ea la Iehu, că n-aveai cu ce te împotrivi? Dar când este Domnul în față, îl putem ține pe el afară. Cum era acea pildă, că un copilaș a fost întrebat, ce faci dacă vine Satana la ușă? Și îl trimit pe Domnul Iisus, ca să discute cu el și sigur se va retrage. Și Cain a rezistat o vreme așa cu Satana la ușă și s-a luptat, oricum era fratele lui. Oricum, Cain avea cunoștință de Dumnezeu, nu ca noi de la părinți. Lui spusese Adam și Eva, mamă sa mea, am fost în rai, nu spunem povești. Uite, așa e și așa e, Dumnezeu ne-a spus, uite, asta așa, Satan ne înșeală, fii atent că vrea să te înșelești pe tine. În mod logic au avut loc discuțiile acestea. Și Cain a ținut o vreme pe Satan la ușă. Că de regulă nu dintr-o dată este omul înfrânt. Dar Satana, precum se asediază cetățile, stă acolo și asediază și așteaptă. Bate momește, bat rare săgeți, cum ar putea? Și în versetul 8, însă Cain a zis fratelui său Abel, haide să ieșim la câmp. De unde a fost vorba aceasta? De la Satan, că el este un ucigaș, spunea Domnul Iisus în Ioan 8. Și pe când era la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Satana pusese stăpânire pe el și când l-a întrebat Dumnezeu, în versetul 10, ce ai făcut? Spune el, sunt eu opozitorul fratelui meu? Vorbele diavolului. Și Domnul a alungat și Cain a murit departe de Dumnezeu, pentru că n-a rezistat luptei lui din interior. N-a avut Cain ispite nici cu Adam, nici cu Eva, nu spune aici asta. Fi-a avut el de altă formă. Nu l-a provocat Abel la bătălie. El singur, în lupta dinăuntru aici s-a pierdut. Atunci nu erau mulți oameni să te necăjească cei din jur, să-ți nu dea pace colegii. Nu a fost Cain la școală. Aici, înăuntru lui, a pierdut bătălia. Și Satana s-a pus stăpânul lui și l-a terminat. Un alt exemplu negativ, împăratul Saul. 1 Samuel 15. Saul a fost un om cu Duhul lui Dumnezeu în el. Și spune Samuel în 15:17, când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia semințiului Israel și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel. Domnul unsese cetatea lui Saul, căpetenie peste toate. Și uitați-vă în urmă, când a cercat Satana să intre în cetate, 10:27, și s-au găsit însă oameni răi care ziceau, oare cine poate ajuta aceasta? Și i-au disprețuit. Și nu i-au adus niciun dar ca un împărat care, după cum era rânduială atunci, ar fi trebuit. Dar Saul s-a făcut că nu-i aude. Împrejurul lui erau ceva posturi străini care deja au spus, băi, Saul, tu n-auzi ce spune ăsta? Dar înăuntru Saul era curat. Nici nu auzi nimic înăuntru. Liber. Uitați-vă și pe pagina din dreapta, 11:12. Poporul a zis lui Samuel, cine zicea Saul să domnească pentru noi? Dați încoace pe oamenii aceia ca să-i omorâm. Dar Saul a zis, nimeni nu va fi omorât în ziua aceasta. Căci astăzi Domnul a dat o izbăvire în Israel. Nu. N-a fost deranjat deloc înăuntru lui, că ăștia nu i-au adus daruri. Și că nu l-au recunoscut ca împărat. Nu. Dar uitați-vă puțin mai târziu. În capitolul 16, versetul 14. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul. Dar de ce? Acțiunile Duhului sunt sub călăuzire și câtă vreme l-a ascult pe Dumnezeu, ești biruitor. Saul n-a mai ascultat și a acționat independent, nu te bate independent, că partizanii nu scapă mult cu Satana. Și a fost muncit de un duh rău. Și apoi uitați-vă, întoarceți în capitolul 18, Saul al nostru care era înăuntru lui avea pace și liniște. Acum scrie aici, de la versetul 7, femeile cântau, Saul a bătut miile lui, i-ar dat vizecile lui de mii. Saul s-a mâniat foarte tare și nu i-a plăcut vorba aceasta și a zis lui David, dau 10.000 și mie îmi dau 1.000, nu-i mai lipsește decât împărăția. Și din ziua aceea, Saul a privit cu ochi răi
pe David. Înainte, niște oameni răi au zis, și ăsta să domnească peste noi? Și înăuntru lui a rămas cu pace. Acum, femeile astea au vorbit, au cântat, oamenii vorbesc în jur. Și a început să-i fie ură înăuntru lui să rurească pe David, pe cel prin care Domnul a dat izbăvirea. Și pe cel care el îi făgăduise că îi va da pe fiică sa de nevastă. Când intră diavolul în inima ta, că n-ai mai ascultat să te supui lui Dumnezeu și ai rămas slab, o să vezi cum nu mai te poți vedea cu ai tăi din casă, o să vezi cu orice veste care sună în jur ție nu-ți mai sună bine, că diavolul înăuntru te răscolește și începe să te muncească și te bate dinăuntru către în afară. Saul întâi, unde a fost biruit mai întâi, pe frontul de luptă sau înăuntru? Aici a fost învins și după aia a fost învins și pe câmp, simplu de tot. Ca un cal troian a fost introdus în cetatea lui și a fost învins după aceea. Uitați-vă în finalul cărții 1 Samuel la capitolul 28, să vedeți cum toate duhurile au venit înapoi și încă s-au instalat mai tare de cum n-au fost la început. Că n-au fost, nu scrie. 28:6. Saul a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a mai răspuns. Nu mai avea legătură în luptă cu Dumnezeu, era singur. Atunci Saul a zis slujitorului lui, chemați-mi o femeie care să cheme morții ca să mă duc să o întreb. Și el a condamnat la început și a respins cu fermitate. Acum el însuși a acceptat și a fost prins de diavolul și s-a sinucis singur în ultima instanță. Un alt exemplu negativ de înfrânt pentru totdeauna, ăștia trei soldați pierduți, Iuda, apostol fiind, deschideți la Ioan 12. A fost învins și înăuntru. 12:4. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscariotana, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, înăuntru și-a făcut probleme și apoi din prisosul inimii a început să vorbească gura. De ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să-ți dea săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ce vorbea nu era sincer, ci ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Dar Iisus i-a zis lui personal, lasă-o în pace, că ce l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Oare nu s-au putut trezi acei? Ce vrea să spună Domnul de îngropare? Păi Iuda, nu-ți dai seama că tu ți-ai pus la cale să-l vinzi. Dar n-am mai realizat. Sau cel puțin n-am acționat. De ce îngropare vorbea Domnul? În capitolul 13, întoarce-te o foaie, scrie versetul 2, în timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanu, deci mai întâi la nivelul minții, și-a instalat diavolul arma lui de bătaie și trăgea într-una, rafală după rafală. Și spune, versetul 27, cum a fost dată bucățica, a intrat satana Iuda. Deci nu dintr-o dată a intrat. Mai întâi a intrat sub forma lăcomiei de bani și și-a instalat un cartier al său. Și în cartierul ăla era banca lui Iuda și acolo vira banii. În contul lui, ăla era cartierul satanei, avea deschisă sucursală banca diavolului la Domnul între apostoli. Apoi și-a mai instalat un cartier. La nivelul minții, a început să-i spună lui, știu eu cât îi torna în cap, și în final a intrat în cetate, a intrat satana Iuda. Și citim și din Luca 22, să vedem exact cum scrie și aici, dar satana a intrat în Iuda. S-a dus să se înțeleagă cu preoții, versul 6, după ce le-a făgăduit că le va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor, fără știrea norodului. Ce înșelăciune, cum a fost învins Iuda și s-a spânzurat apoi. Că diavolul n-a vrut mai mult să locuiască în cetatea asta, numai de acolo să tragă spre Hristos Domnul. Dar a fost premântuirea noastră, dar din nefericire spre pierzarea lui Iuda. Să amintim acum trei soldați învingători care n-au avut puține, ci multe lupte. David, Iov și Pavel. David, psalmul 39. O înfrângere a avut David, o știți, în rest, spune aici versetul 1. Ziceam, voi veghea asupra căilor mele. Deci trebuie o veghere că-i front, ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâu gurii cât va sta ce rău înaintea mea. Și uneori stă satana acolo, la portă, chiar dacă tu scrii că n-ai orar. Nici o problemă, el stă și peste orar. Numai date deschizi. Date deschizi puțin geamul să îți povestească ceva, să suple puțin vânt de-a lui rece. Să tragă vreo săgeată. Am stat mut în tăcere. Măcar că eram nenorocit, adică suferea. Și totuși durerea mea nu era mai puțin mare. Deci suferința nu contenea, nu s-a sfârșit. Deci am stat acolo și am suferit în mine. Dar una e să suferi în tine
și alta e să suferi după ce intră Satana în tine. Asta suferim noi așa, că sunt țărcate poftele și că ne vedem noi nenorociți, dar suferi așa nicio problemă, nu se întâmplă nimic. Dacă mori, mori, că mai rău de atâta n-ar ce se întâmple. Dar să vezi apoi cum suferi după ce intră Satana, atunci vine suferința. Că Iuda n-a mai răzbit apoi. S-a dus, s-a sinucis, nu mai reziști. Dar chinul cel mare a fost după ce și-a făcut ștreangul, efectul. Atunci a intrat numai Iuda în adevăratele spasme. Psalmul 62, versetul 1, zice el în nenumăratele lupte care le-a avut, dar numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul. De la el îmi vine ajutorul. Da, el este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare, nici de cum nu mă voi clătina. Uitați, spune el versetul 3, ci ca un zid gata să cadă, ca un gar gata să se surpe, ei pun la cale diavolul prin oameni. Ei sunt nevinovați, ei se luptă împotriva noastră lui Dumnezeu fără să cunoască exact. Și apoi, în psalmul 143, mai citim de la versetul 3. Vrăjmașul mi urmărește sufletul, vrăjmașul sufletelor noastre, evident că e Satan. Încalcă viața în picioare la pământ, mă face să locuiesc în întuneric ca cei ce au murit de multă vreme. Îmi este mâhnit duhul în mine. Îmi este turburată inima înăuntrul meu. Dar spune versetul 6, îmi întind mâinile spre tine, îmi suspină sufletul după tine, ca într-un pământ uscat. Grăbește-te, mă ascultă, Doamne, mi se topește duhul, nu mi-ascunde fața ta. Versetul 9, scapă-mă de vrăjmașii mei, Doamne, căci la tine caut adăpost. Să căutăm adăpost în Domnul și Satana nu va intra în fortăreața vieții noastre. Și David a avut biruință o singură dată, a intrat Satana și știți ce stricăciune a făcut, că e scris în Ioan 10 că hoțul nu vine decât să fure, să junghe, să prăpădească. Și cu o singură intrare în cetatea lui David, 4 copii a lovit, parte din țară, parte din vitej, și a spus că sabia va rămâne în casa lui. Durerea ca un izvor de sânge care nu mai contenea. Iov, capitolul 7, și acesta a avut de a se lupta. Satana, urgent, în jur, a făcut o ordine, a nivelat cu buldozerul și a spus ultima fortăreață, Iov. Și spune, din la versetul 12, oare sunt eu oare o mare sunt eu? Sau un balaur de mare de-ai pus strajă în jurul meu? Cine era strajă în jurul lui Satan? Când zic, patul mă va ușura, culcușul îmi va lena durerile, atunci mă spânzmânz prin visuri și mă îngrozești prin vedenii. Gândiți-vă ce presiuni făcea diavolul în prejurul lui. Numai și numai să-l provoace la păcat. Citim și în capitolul 19, de la versetul 12. Oștile lui au pornit deodată înainte și și-au curuit drum până la mine și au tăbărât în jurul cortului meu. A depărtat de la mine pe frații mei, prieteni, rude, toți, spune până în final, soția, copiii. 19. Aceia în care mă încredeam mă urăsc, aceia pe care iubeam și-au întors împotriva mea. Și-a rămas singur să ducă luptă. Și din capitolul 30, de la 27, exprimă el ce se petrecea înăuntru lui, cum bubuiau tunurile diavolului. În fier măruntaiele fără încetare. M-au apucat zilele de durere, umblu negrit, dar nu de soare, mă scol în plină durere și strâng ajutor. Un om care fusese căpedenie în cetate, acum se scula și strâga ajutor, așa ca oamenii nebuni pe stradă, am spune noi. Atât de grea era lupta care se dădea. N-am suferit noi asemenea lupte, nu suntem noi la calibrul lui. Domnul nu îngăduie decât pe dimensiunea noastră. Și acum întoarceți în capitolul 2, ce de fapt vrea Satana? Și a spus, dacă asta îl fac să spună, l-am învins. 2:5. Dar îți întindeți mâna și atingi de oase și de carne lui și sunt încredințat că te blestem în față. Versul 10. Dar eu vă răspund, vorbești ca o femeie nebună. Ce primim de la Dumnezeu binele să nu primim și rău? În toate acestea eu n-am păcătuit deloc cu buzile lui. Satana s-a cutea dacă îl fac să spună o blasfemie, l-am învins. Și a scăpa el de una din cetățile lui Dumnezeu de pe pământ. De aceea am citit de David în psalmul 39, când stă Satana pe acolo, nu scoate de la mine nimic. Și în ultim caz, apostolul Pavel, 1 Corinteni 9, versul 27, 25 la 27. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște, dar e mai greu frontul ca sportul. E mai greu să fii pe front decât pe teren. Dar și ăștia se supun la tot felul de înfrânări. Și fac lucrul acesta pentru o cunună care trece și o ia altul. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se vestejește. Eu deci alerg, nu ca și cum n-aș timp control, alerg, mă lupt
cu pumnul spiritual, evident, dar nu ca unul care lovește în vânt. Și mă port aspru cu trupul meu, cine scunde ce citeam, ferește de pofte, că nu-i fi biruitor de gata la pofte. Și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Că citeam din Proverbe 16, degeaba cucerim alte cetăți, propovăduim la alții și înfițăm cetăți și suntem bătuți noi în cetatea noastră acasă. Și Saul, și Iuda, și Dima sunt astfel de oameni învinși la ei acasă, după ce au cucerit și înfințat cetăți. Și tot de la Pavel, care s-a luptat aspru, după rânduială, exigent, 4-7. Atât de trist uneori că vrem să ne luptăm. Dar credem că frontul este așa un fel de ieșire în aer liber. Confundăm plimbările cu alergările și trasul pe fond cu trasul așa la țintă, cum fac copiii, cu gloanțe de mai puțin decât de manevră de joacă. Nu-i luptă imaginea de joacă, e luptă serioasă. Și spune în 4-7, m-am luptat cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. S-a luptat până la capăt. De aceea nu vă dați învinși, căci n-am ajuns încă la capăt. Când ajungem la capăt, punem armele jos și pe noi ne duce Domnul sus. Să încheiem cu două gânduri. Nu uitați, cel mai imens front, omul este un conglomerat. În noi avem dimensiuni cosmice. Calculatorul ne ajută să înțelegem cum într-un volum mic sunt înglobate dimensiuni enorme. În acest front al nostru, învinge-te pe tine însuți. Satana acționează prin faptul că am fost cândva robi și acum vine prin pofte la vechea lui casă. Fie prin pofte, fie prin acțiuni directe, cu nerușinare și obrăznicie și viclenie și amăgire, spune Biblia. Învinge-te pe tine însuți. Spunea Domnul Iisus în Marcu 8, în sensul să te învingi pe tine, adică ceea ce este rău în noi, ceea ce spunea Pavel în acea luptă din Roman 7, 8:34. Dacă vă știe cineva să vină după mine și nu se leapă de sine, nu este în regulă. Că oricine vrea să scape viața, să mă cruț, să nu mă înving, nu te cruța. Nu te cruța, că eu ăsta care nu-l cruț, el nu te cruță pe tine. Nu-ți cruța eu și poftele. Răstignește-le, luptă-te, trage împotriva lor. Și cerful lui este un om să câștige în jur, dar să-și piardă cetatea asta a lui, sufletul, aici să fii pierdut și să câștigi toți în jur. Că trec în moștenirea altuia. Cunoaște-ți inamicul și învinge-l prin puterea Domnului. El se folosește de tine. În Roman 7, fugim încă o dată, vedeți ce spune versetul 21. Găsesc, dar în mine și legea aceasta, că-și vreau să fac binele, dar răul este lipit. Vezi, nu confunda răul, că e lipit acolo. Trebuie dezlipit și ce-i bun în noi, ce-a pus Dumnezeu, să lipim de Domnul. Iar ce-i rău, va rămâne lipit de Satana sau de pământ. E carnea asta trecătoare. Este lipit. De aceea trebuie multă luptă până se dezlipește și ca magnetul, degeaba îl dezlipim, chiar trage repede în apă. Și atunci tot timpul trebuie ținut ca o forță care să-l țină împins către afară, ca să nu aibă acces în noi. Și când Domnul vine în noi, vă amintesc ce se petrecea în Evanghelie și scris. Un verset avem, Marcu 1:25. Intra Domnul cât într-o sinagogă și noi trebuie să intre ca într-un templu. Și când intra Domnul acolo, unii diavoli spuneau, nu ne chinui. Alții au încercat să fie mai diplomatici și au spus, știm cine ești, bine ai venit, Sfântul lui Israel. Spus, eu cu voi aici sau voi cu mine aici? Tăceți din gură și afară. Așa face Domnul când intră în viața noastră. Știi că o dată aici? Aici e teritoriul lui, că el a murit pentru noi. Și are drept și moștenire de la Tatăl din cer asupra vieții noastre. Numai să-l lăsăm să vină cu puterea sa în noi, ca să alunge puterea diavolului și prin el să fim biruitori. Să conducem lupta, să conducă lupta el în noi, cum spune în Efeseni 6, acolo unde am citit mereu, de la versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul, că la lui izbânda și o manifestă prin noi și în puterea tăriei lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura, lupta după rândul el, după principii, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat cu carnea și cu sângele, ci împotriva, auziți, cât e forte sunt căpetenii, domnii, stăpânitori, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit
totul. Rețineți, în versetele astea spune de lupta dinăuntru. Și apoi în alea de la versetul 8 și spune să ne rugăm să câștigăm lupta și în câmpul Evangheliei, ceea ce vom discuta data viitoare la studiu. Dar mai întâi să rămânem noi în picioare și apoi să ne luptăm pe câmp. Că oamenii căzuți, ăștia nu mai luptă pe câmp, nici nu mai aleargă. Mai întâi să ținem noi piept aici, în pieptul nostru, să nu pătrundă săgețile lui. Și el, sub nicio formă. Și în final spune, încheiem cu acest verset, 1 Timotei 6:12, îi scrie Pavel, un bătrân luptător, unui luptător mai tânăr. Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Care va fi finalul luptei? Viața veșnică. Doamne, o dorim din toată inima. Să ne ajute Domnul să avem biruință în lăuntru nostru. Amin.